În trafic ca în junglă, doar în această săptămână au avut loc o serie de accidente mortale chiar pe trecerea de pietoni. Specialiștii spun că vina o poartă șoferii care circulă cu viteză, dar la tragedii contribuie și pietonii care stau pe telefon sau alți conducători auto care își parchează mașina pe trecere. Viteza de deplasare a autoturismelor, o altă cauză foarte importantă, este reprezentată de participanții la trafic, care își parchează mașinile foarte aproape de trecerile de pietoni. O lipsă de asigurare a pietonilor, vorbit la telefon, social media sau mesaje. Să fie mai atenți șoferii. Ce părere să am? Să fie și pietoni, să fie atenți, și șoferii să fie atenți. Ce părere să avem? Să fie mai prudent la volan. Să nu mai treacă așa, să mâne... Să nu mai să fie atent la viteză. Oamenii ar trebui să respecte în primul rând legea, da? Că nu sunt, că de, vezi, Doamne, să fie foarte, să uite în stânga, dreapta. Că, da, pardon, exemplu, chiar acolo la Cerneț, au murit o familie întreagă, da? Accident, cauza unui tânăr care mergea cu 160 la oră cu asemenea. Și tânărul și ăștia trei, iar copiii sunt, am înțeles, într-o situație destul de gravă la Timișoara. Deci trebuie să învățăm să respectăm legea. Aproape că nu este săptămână fără ca un pieton să fie implicat într-un accident de circulație. Zilele trecute, o bătrână în vârstă de 70 de ani a fost spulberată mortal în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni de către un șofer în vârstă de 80 de ani. Poliția să-și facă datoria să nu se întâmplă ce s-a întâmplat cu fetițele, cu iar repetate, cu alte accidente în țară. Poate și pietonii. A spus, păi, și poate și pietonii, dar ținând cont că au fost și copii care nu gândesc tot atât de bine ca un om matur. Și atunci ei trec, săracii, în fugă, în goană, că de mână, că de fiecare separat, dar oricum pe trecerea de pietoni nu au voie să se întâmple asemenea. Șoferii care nu acordă prioritate la trecerea de pietoni rămân fără permis 30 de zile. Cei care își lasă mașinile pe trecerea de pietoni riscă amenzi între 280 și 580 de lei.